Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Anul acesta, Premiul Nobel pentru Literatură a revenit unui autor creștin-catolic din Norvegia. Jon Fosse este numele lui, iar el spune, scrisul este în sine un mod de a cere iertare și probabil că este și rugăciune. Mai multe despre identitatea și credința lui Jon Fosse vă spunem peste câteva momente, rămâneți cu noi, avem și alte subiecte interesante astăzi la Lumea Religioasă. Aproape o treime dintre creștinii din Statele Unite ale Americii s-au gândit să schimbe băncile în ultimul an din cauza conflictelor cu valorile lor creștine, arată sondajul Uniunilor de Credit. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Aproape o treime! Dați-ne mai multe detalii despre acest studiu și mai ales despre rezultatele lui. Da. În primul rând trebuie să avem în vedere faptul că studiul este făcut de Uniunea de Credit a Comunităților Creștine. Deci este o Uniune de Credit. Ei au vrut să vadă dacă creștinii ar fi dispuși să se schimbe de bancă în fața posibilității de a lucra cu o bancă creștină. O bancă care se declară deschis, că este creștină și sprijină valorile creștine. Acest sondaj are câteva date foarte interesante și ne ridică câteva întrebări importante. În primul rând, 30% dintre creștini s-au gândit deja, înainte să facă ei sondajul, să se mute de bancă. De ce? În Statele Unite au apărut mai multe probleme, o să discutăm despre un pic mai încolo, cu băncile care au închis conturile unor organizații creștine, considerându-le extremiste sau că incită la ură. Asta a făcut să se creeze un spirit de nemulțumire în rândul multor creștini cu privire la anumite entități financiare. Apoi când au fost întrebați dacă le-ar place să lucreze cu o bancă creștină, 60% dintre ei s-au arătat cel puțin curioși, dacă nu entuziasmați, cu privire la o astfel de posibilitate. Acum, peste jumătate dintre ei au spus că pentru ei este important ce fel de valori promovează banca cu care ei lucrează. Nu? Și în funcție de asta ar fi dispuși să-și aleagă o bancă sau alta. Din perspectiva mea, numărul este destul de puțin. Adică, cel puțin jumătate dintre creștini spun că nu-mi pasă banca ce face cu banii, important este ca mie să îmi funcționeze cardul de credit și să meargă dobândă. Dar ceea ce am vrut să vadă această Uniune de Credit creștină este dacă creștinii ar fi interesați de o bancă care să le împărtășească valorile. Da, am reținut că peste 60% dintre creștini le pasă profund să-și gestioneze finanțele în mod biblic pentru a-L onora pe Dumnezeu. Ce înseamnă și cum poate fi făcut acest lucru? Da, de exemplu, o altă instituție, cum ar fi Cass Commercial Bank, spune că vor să slujească pe Dumnezeu, donează sau împrumută bani bisericilor pentru a construi și a renova locașul de cult, se oferă să găsească soluții de software pentru gestionarea bisericilor și așa mai departe. Pentru mulți creștini asta înseamnă că este o bancă implicată în creștinism, valorile creștine. Apoi, un alt lucru important este afacerile pe care banca le face. Sunt creștini interesați de unde merg banii mei.
ce face banca cu banii pe care eu îi las la ei. Cu ceva ani în urmă am avut o astfel de problemă în Biserica Adventistă în Statele Unite, când s-a descoperit că banca cu care lucra Biserica din Statele Unite investea într-o companie care fabrica ceva componente pentru echipament militar. Foarte departe. Dar Biserica a considerat că nu vrea să se facă părtașă cu astfel de activități și a preferat să se retragă din banca respectivă și să lucreze cu altă bancă. În Europa nu prea suntem obișnuiți cu această idee de a întreba banca sau de a ne interesa. Banca mea, în ce investește banii pe care eu îi dau? Nu? Dar mi se pare un lucru bun de gândit, pentru că până la urmă băncile fac afaceri cu banii noștri, ai tuturor. Și ar trebui să ne intereseze ce fac băncile cu banii noștri. Apoi sunt presiuni destul de mari din partea grupărilor LGBTIQ pentru ca băncile să refuze să mai facă afaceri cu organizații creștine, organizații anti-avort, organizații pro-familie și așa mai departe. Și atunci a apărut un nou front de război între bănci și creștinii din Statele Unite. O bancă care pentru un creștin din Statele Unite corespunde cu valorile lor, este o bancă care nu se lasă presionată de acest curent pentru a închide conturile organizațiilor considerate neprietene cu comunitatea gay sau cu avortul. Da. Spuneam că urmărim un sondaj realizat de Uniunile de Credit, o organizație creștină, și că aproape o treime dintre creștinii din Statele Unite s-au gândit să-și schimbe băncile în ultimul an din cauza conflictelor cu valorile lor creștine. Și acum întrebarea, deși cumva am amintit și ați amintit, care sunt valorile creștine considerate și încălcate de instituțiile bancare? Chiar încălcate. Da, aici avem problema care a generat conflictul. Vă dau doar trei exemple. Indigenous Advanced Ministries, o organizație internațională care ajută orfani și văduve din Africa. Deci la prima vedere este ceva foarte inocent. Dar cum ei s-au manifestat ca o valori pro-viață, pro-viață însemnând anti-avort, și sprijină familia tradițională, ceea ce este interpretat ca fiind anti-gay, atunci au fost considerat o organizație care promovează ura împotriva celor care abortează și celor care au alte orientări sexuale, și Bank of America le-a închis conturile, le-a dat banii înapoi și a zis nu vrem să mai facem afaceri cu voi. Ceea ce este destul de puternic. Bank of America a spus că nu are de-a face cu vederile lor religioase, pentru că legea le dă posibilitatea băncilor în Statele Unite practic să devină un fel de detectivi în toată regula, să facă anchete destul de extinse asupra vieții private și economice a unei persoane și apoi nu au obligația să le dea niciun fel de informații asupra motivelor care i-au determinat să le închidă conturile. Consiliul de Familie din Arkansas, care promovează de asemenea valori tradiționale ale familiei, i s-au închis conturile de către JP Morgan Chase pe aceeași bază, pentru că promovează discriminarea față de cei care nu acceptă valorile tradiționale. Sau Institutul RUT, pro-familie, de asemenea, a fost considerat ca fiind un grup de ură de către Southern Poverty Law Center, care le-a închis conturile. Sunt cazuri sonore, dar sunt și multe altele mai mărunte, inclusiv senatori de dreapta, cu vederi creștine, pro-creștine deschis, și care au fost considerați ca fiind potriviți pentru imaginea publică a băncii respective și le-au închis conturile. Acum, pentru un creștin în Statele Unite, asta înseamnă că banca respectivă nu numai că nu împărtășește valorile creștine, ci este în conflict deschis cu valorile creștine. Și dacă nu accepți și lauzi mișcarea LGBTI, dacă nu ești pro-avort în mod deschis, deja ești considerat ca fiind o grupă care promovează ura și băncile încep să-ți închidă conturile. Deci ar fi aceste două fronturi de conflict, nu? Pe de o parte, valorile etice ale băncii, cu cine face afaceri, și pe de altă parte, felul în care banca se relaționează cu grupurile deschis
creștine. Care, de aici a izbucnit, de fapt, conflictul care ne preocupă în momentul de față. Și sunt destul de mulți creștini în Statele Unite care le pasă. Și iau atitudinea asta. Prefer să lucrez cu o altă bancă decât cu aceștia care sunt deschiși anti-valori creștine. Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Mare plăcere, pe curând! Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bun găsit! V-a trecut vreodată prin minte să vă gândiți la banca la care vă țineți banii, să verificați care sunt valorile la care aderă? Nu neapărat specific, dar m-am întâlnit de multe ori cu poziția pe care Ellen White a luat-o încă din secolul XIX, privitor la atitudinea pe care ar trebui să o aibă alegătorul creștin când e vorba de alegeri politice. Și ea, în repetate rânduri, a spus că un alegător creștin conștient, angajat, ar trebui să verifice care sunt valorile morale pe care acel candidat le sprijină sau dimpotrivă. Care este poziția lui față de raportul cu oamenii și așa mai departe. Extinzând această grijă, care se cheamă responsabilitatea propriilor alegeri, și alegerea unei bănci pare să fie un lucru care ar trebui să fie făcut. Observați că în știrea aceasta se menționează că sunt două chestiuni care au conexiuni, dar arată destul de diferit. Una, ce bancă mi-aleg eu în funcție de investițiile și, mă rog, creditele pe care banca aia le acordă cui anume și pentru ce anume afaceri. Asta este o chestiune. Și a doua chestiune care este îngrijorătoare, cenzurarea de către bancă a clienților ei în funcție de concepțiile religioase ale acestora. Adică dacă, dau un exemplu, mie nu-mi place Biserica Adventistă, să-și ia contul de la mine, să-și ia banii și să ducă la ce bancă vrea, că eu nu-i mai țin drept clienți. Legal? Nu s-a întâmplat, n-am auzit. Nu, am dat un exemplu. E un exemplu. Da, pentru că eu sunt Adventist, de-aia am dat exemplul ăsta. Legal ai voie să faci ca bancă o chestiune de asta și nu trebuie să dai explicații clientului. Moral, însă, e o problemă. Dar, mă rog, problema băncilor, ele se descurcă. Problema personală este cu rădăcini mult mai extinse. Care ar fi aceste rădăcini? Responsabilitatea față de ceea ce mi-aparține și eu pot decide. Sigur, în România e destul de bizar să întrebi cu tare bancă căror soi de firme le-a acordat credite. Eu personal, dacă aș ști că banca unde am eu contul de pensie, că altceva n-am, finanțează o fabrică de țigări, cred că mi-aș căuta altă bancă. Da. Dau un exemplu. Dar sunt lucruri mult mai complicate decât atât. Important este aspectul ăsta, asta rețin eu, acest aspect. Responsabilitatea față de deciziile care sunt în mâna mea și de consecințele acestora. Și asta se poate extinde multe, multe alte domenii. Așa este și reținem, aproape o treime din creștinii din Statele Unite s-au gândit deja să-și schimbe băncile în acest ultim an din cauza exact a conflictelor cu valorile lor creștine și vorbim despre un sondaj realizat de Uniunile de Credit, un sondaj de organizație creștină. Și mergem mai departe, anul acesta Premiul Nobel pentru Literatură a revenit unui autor creștin catolic din Norvegia. De-a lungul anilor, Jon Fosse, acesta este numele lui, în vârstă de 64 de ani, a devenit cel mai important dramaturg, autor de cărți pentru copii și poet al țării. Lucrările sale au fost traduse în 50 de limbi. Cei care au citit lucrările lui Fosse găsesc adesea paralele biblice. Mult timp s-a luptat să scape de dependența sa de alcool și spune că un rol important în vindecarea lui l-a avut credința. Nu se uită niciodată la televizor și nici nu ascultă radioul. Fosse vede scrisul ca pe o mărturisire și o rugăciune. Scrisul, spune el, este în sine un mod de a cere iertare, așa cred. Și probabil că este și rugăciune. Când te rogi, nu persoana mulțumită din tine este cea care se roagă, nu cel îngânfat din tine. Adesea,
cred că o persoană care o duce destul de rău, e bine, acea persoană poate să fie mai aproape de Dumnezeu într-un anumit sens, spune Ion Fosse, câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură de anul acesta. Comentăm, așa cum știți, cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Așadar, iată câteva declarații pe care le avem de la câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură de anul acesta. Interesant, scrisul, spune el, este un mod de a-ți cere iertare. Da, trebuie să mărturisesc ignoranța mea de cititor pasionat în privința acestui câștigător de premiu Nobel, pentru că lucrările lui în română nu știu dacă s-a tradus ceva. Azi am văzut în librărie unul dintre romanele sale tradus, dar asta datorită faptului că a luat premiu Nobel. Biografia lui este foarte interesantă. Ce v-a atras atenția? Păi la 16 ani a devenit ateu, ca mulți tineri care se revoltă împotriva concepțiilor familiei și a bisericii sale. Era o familie protestantă și apoi, la o vârstă destul de matură, a devenit catolic. Alegerile acestea cu privire la religie sunt alegeri personale, însă apetența lui pentru studiul Bibliei se reflectă în opera sa. De altfel, într-o paranteză fie spus, soția mea a făcut un studiu privitor la literatura română și a constatat că aproape nu există scriitor român notoriu care să nu folosească teme biblice în opera lor. Mă întorc la Fosse. El nu face propagandă religioasă, el este un artist. El scrie literatură de ficțiune. Vreau să spun că genul său de roman e destul de complicat de citit, e foarte aluziv, introduce teme din astea misterioase. Aluziile sale la Biblie uneori sunt involuntare, nu e ideea lui să pledeze pro sau contra vreunei chestiuni care și are originea în Biblie. Dar este reconfortant pentru mine ca cititor să văd că un scriitor cu notorietatea asta nu câștigi premiul Nobel oricum, chiar dacă, mă rog, și atribuirea premiilor Nobel este uneori controversată, dar nu câștigi premiul Nobel până când nu ai o operă în spate, până când nu ești cineva în domeniul ăsta. Și dacă ne referim la literatură, până n-ai un teanc de cărți scrise și citite de oameni, că e foarte important. E reconfortant ca un astfel de om să-și declare deschis credința, să-și asume apartenența la o anumită biserică, indiferent care este aceea, pentru că după ce în anii 60-70 și până mai încoace, majoritatea scriitorilor, cel puțin europene, au fost anticreștini pur și simplu, nu numai atei sau agnostici, și unii dintre ei extrem de militanți împotriva religiei, să descoperi și genul acesta de scriitor, care îi pasă de Dumnezeu și de valorile creștine. Bravo lui! Cât adevăr stă în faptul că, el așa spune, omul năpăstuit este mai aproape de Dumnezeu decât cel fericit. Și folosește cumva și propria sa experiență, spune că a băut foarte mult timp, dar a reușit să scape de acest viciu folosind cumva credința. Da, el are dreptate, este o perspectivă asupra religiei, e de discutat din punct de vedere teologic părerea asta, dar nu asta e ideea în această emisiune. Apropo, îmi pare rău că Ion Fosse nu va vedea emisiunea asta, că dacă nu se uită la televizor, nu se uită tocmai la noi, glumesc desigur. Dar este adevărat că atunci când ne fuge pământul de sub picioare, când simțim că n-avem rezolvări și resurse, gândul acela al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om acționează și ne face să ne îndreptăm spre el. E bine și așa, sigur că asta nu e soluția ideală, că numai când îți merge rău să te îndrepți spre Dumnezeu, dar e bine și așa.
cât despre nepriviul său la televizor, el justifică de ce anume el ca și stare are nevoie de o anumită stare și consideră cumva că televizorul este un factor perturbator pentru liniștea și singurătatea de care el are nevoie ca să compună și să scrie. Și are dreptate, pentru că scrisul în sine este o meserie foarte grea. Ore și ore și ore și zeci de ore și mii de ore se adună să stai acolo pe scaun și să scrii, că scrii de mână sau la computer e același lucru. Plus, ca să scrii trebuie să ai ceva în cap. Ca să ai ceva în cap trebuie să-ți eliberezi gândurile de presiunea tuturor lucrurilor care atentează la atenția ta. Plus, și omul are dreptate, potopul ăsta de fake news și de manipulări pe care îl revarsă mass media este constrângătoare. Te face să-ți pierzi resursele. Așa că el, ca mulți alți creatori, preferă contactele directe cu natura, cu oamenii, cu Dumnezeu, în manifestarea credinței lui, iar astea mijlocite și măsluite în bună parte le lasă puțin deoparte. Mergem mai departe și urmărim știri pe scurt din lumea religioasă prezentate de Alberto Asofiei. O nouă săptămână aduce noi știri din lumea religioasă. Spre exemplu, X, fosta Twitter a lui Elon Musk, a eliminat sute de conturi și a etichetat mii de piese de conținut asociate cu organizația Hamas în contextul conflictului dintre Israel și Hamas. Aceste acțiuni au fost luate în conformitate cu noile reguli ale Uniunii Europene privind serviciile digitale care au intrat în vigoare în august. Linda Iacarino, CEO-ul X, a subliniat angajamentul platformei față de eliminarea conținutului terorist și extremist. Cu toate acestea, platforma X, deținută acum de Elon Musk, a fost criticată anterior pentru modul său de moderare a conținutului și pentru răspândirea afirmațiilor false. Uniunea Europeană declară că l-a avertizat pe Elon Musk cu privire la posibila dezinformare legată de atacurile Hamas asupra Israelului, susține BBC. Un nou studiu realizat de Societatea Biblică Americană dezvăluie că 52% dintre americani își exprimă dorința de a citi mai mult din Biblie, însă se confruntă cu obstacole precum lipsa de timp și dificultăți în a alege de unde să înceapă. Studiul subliniază importanța citirii regulate a Bibliei în dezvoltarea spirituală și relevă că aceasta este strâns legată de profunzimea relației cu Hristos. Un sfert dintre americani afirmă că folosesc Biblia cel puțin săptămânal, iar pentru 72% dintre aceștia, Hristos reprezintă cea mai importantă relație din viața lor. Biserica Angliei alocă 30 de milioane de lire sterline pentru granturi și proiecte ecologice menite să ajute biserici, catedrale și școli din Anglia să reducă emisiile de carbon. Această investiție este parte a strategiei bisericii de a atinge emisii nete zero până în 2030 și va facilita audituri energetice complete pentru 600 de biserici, cu posibilitatea de a solicita audituri subvenționate pentru alte 1000 de biserici. Granturile vor susține și mici îmbunătățiri, precum instalarea iluminatului cu LED-uri și alte soluții de încălzire eficiente energetic. După lansarea sa internațională, WorldCoin, fondat de Sam Altman, CEO-ul OpenAI, se confruntă cu investigații din partea autorităților de protecție a datelor în legătură cu securitatea datelor biometrice pe care le colectează. Scopul declarat al WorldCoin este să ofere o formă de identificare imposibil de furat sau duplicat, utilizând un ID mondial bazat pe scanarea irisului cu ajutorul unui dispozitiv. Cu toate acestea, noua metodă a atras atenția autorităților, guvernul Keniei decizând chiar să închidă serviciul pe termen nelimitat pentru a efectua investigații. WorldCoin ar fi putut reprezenta o alternativă la parolele vulnerabile folosite în mediul online, însă securitatea datelor sale rămâne acum sub semnul întrebării. Campania Bisericii Adventiste Speranță pentru Africa s-a încheiat în Nairobi, Kenya, cu rezultate impresionante. Peste 196.000 de persoane au fost botezate în urma acestei inițiative, desfășurată pe parcursul a două săptămâni. Evenimentul, care a reunit peste 1 milion de oameni, atât fizic, dar și online, a fost condus de pastorul și evanghelistul renumit Mark Finlay și a fost transmis prin 2 sateliți și receptat în 11 țări. Campania, sponsorizată de Hope Channel International, în colaborare
colaborare cu Divizia Africa de Est Centrală și Adventist World Radio a fost salutată cu entuziasm de credincioși. Fiecare școală adventistă din Divizia Africa de Est Centrală a devenit un punct de recepție, iar credincioșii au transformat magazinele, închisorile și autobuzele în locuri de trezire spirituală. Această campanie a fost un exemplu de cooperare și implicare totală a membrilor, demonstrând puterea unității și a credinței în întreaga comunitate adventistă din Africa. Cercetează tot, păstrează ce este bun. În studio alături de mine încă se află pastorul Valeriu Petrescu și comentează pentru noi. Așadar, citim tot și reținem ce este bun. Ce reținem, iată, din valul acesta de știri? O știre care spune despre o operație sanitară efectuată la presiune de Elon Musk, scoaterea a o mulțime de site-uri Hamas de pe platforma X și cenzurarea știrilor false din zona asta, asta ar trebui făcut consecvent, pentru că e mult o travă care se varsă pe internet. O știre foarte interesantă, da, că mai mult de jumătate dintre americani doresc să citească mai mult Biblia. E procentul pe acolo, e 52%, dar este încurajator. Și asta ar trebui să fie o preocupare și în România, nu doar în America. Apoi că Biserica Anglicană investește o sumă impresionantă în reducerea emisiilor de carbon, mi se pare un fel de deturnare de fonduri, pentru că rolul bisericii, parcă așa citesc eu în Evanghelie, că ar fi altul, nu implicarea în mișcări de astea cu substrat politic, dar în sfârșit banii lor, treaba lor. Protecția datelor aici este o problemă care va deveni din ce în ce mai arzătoare și mai preocupantă. În ce măsură mai putem să ne păstrăm controlul asupra propriei noastre identități și propriei persoane? E o chestiune de gândit, pentru că are conotații religioase, oricum. Și o veste bună, o veste foarte bună, după vestea din Statele Unite, când mai mult de jumătate dintre americani doresc să citească Biblia, iată ce se întâmplă în campania Speranța pentru Africa. Da, s-a ținut o evangelizare publică transmisă pe satelit și pe toate mijloacele media. Mark Finley a vorbit. Mark Finley, apropo, acum vreo 20 de ani a fost și în România și a făcut același lucru la Sala Palatului. Și asta a fost în coronarea unei activități de vreo 2 ani, făcută în întreaga Africa de toți membrii Bisericii Adventiste și cu ocazia aceasta, într-un eveniment sărbătoresc în toată Africa, nu doar unde s-a ținut evangelizarea, s-au botezat ca membri în Biserica Adventistă 196.000 de oameni. Ceea ce este un lucru bun, pentru că dacă oamenii îl acceptă pe Dumnezeu, își vor accepta mai ușor și semenii. Iar Africa este un continent tulburat și tulburant. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi, eu sunt Beatrice Loscua, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, toate bune vă dorim!